În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Hristos a înviat! Iubiți credincioși, pentru că suntem încă în perioada Pentecostarului, perioada pascală, Hristos ne invită astăzi, așa într-un mod finuț, să nu mai cărăm apă cu găleata de la fântână, adică răspândindu-ne în lucrurile cele lumești, pentru că cel ce bea din apa aceasta pământească însetează din nou. Dar cel ce bea din apa cea vie sau apa care o dau eu, spune Hristos, nu mai însetează niciodată. Și aici femeia pe care noi avem astăzi în față la Evanghelie este una din cele înțelepte care cunoaște Pentateuhul Samarinean. Tu ești iudeu. Noi nu avem niciun amestec. Nu aveți niciun amestec cu samarinenii. De unde până unde îmi cer tu mie apă? Și Iisus nu-i dă replici pământești, cum facem noi orgolii. Nu, al lui Arsenie-s mai tare, al lui Cleopas mai tare, al lui Visarione-s mai tare, al lui Sofiană-s mai tare. Spune altceva. Apa care ți-o dau eu, dacă o bei, tu nu mai însetezi. Noi intrăm în Scriptură și nu în povești nemuritoare. Noi intrăm în învățătura adâncă a dogmei și nu în lucrurile pământești. Pentru că samarineanca se prezintă înaintea lui Hristos cu ceea ce știa din Pentateuh. Omule, din fântâna aceasta adâncă a băut și Iacov și fiii lui, și neamurile lui, și turmele lui. Poți tu în pustia aceasta, în siharul acesta unei numai piatră și secetă, să aduci o alt fel de apă, ai o alt fel de apă? Și femeia gândește întâi pragmatic. Dacă aș bea din apa aceasta, scap de cărat apă cu găleata. Deci mintea merge pe de-o parte și în sens pământesc, scutirea unui drum anevoios cu cobilița și cu gălețile la apă, dar merge și într-un sens duhovnicesc. Poți tu fi mai mare ca părintele nostru, Iacov și Avram? Și aici Iisus Hristos o lasă să vorbească și femeia vorbește mai departe. Noi știm că trebuie să vină Mesia, care se cheamă Hristos. Noi știm că trebuie să vină un izbăvitor. Pentru că aceasta se șoptea de la părinți către copii în taină de 5.000 de ani. Toți prorocii și toți profeții asta au spus. Trebuie să vină un izbăvitor. Și această chestiune simplă a plecat de la acel cuvânt pe care Dumnezeu nu l-a adresat bărbatului, care este enumerat în toate Sfintele Scripturi. Dacă căutăm genealogiile lui Hristos, Luca și Matei, una merge de la Hristos pe Adam și una merge de la Adam spre Hristos la Matei. Și totuși, femeia nominalizează ideea că trebuie să fie un Mesia. Și atunci, pentru prima dată, în viața pământească, în viața lui firească, în activitatea mesianică, omul adevărat și Dumnezeul adevărat, adică Dumnezeul întrupat, găsește la fel. Întâi, în Ioachim și Ana, locul unde se pună rodul întrupării, și apoi în Fecioara Maria, locul întrupării, și iată tot într-o femeie găsește să se lășluiască locul propovăduirii. Ucenicii vin de departe, căutau mâncare. Și când a spus Hristos, n-am nevoie de mâncare, mâncarea mea e alta, nu e din lumea aceasta, nu, acum am altă mâncare, trebuie să mănânc eu. Ucenicii deja s-au și întristat în sinea lor și a zis, păi asta ce a mâncat, asta de vorbă cu femeia asta, fără să știm noi ce au discutat, ce tangență are. O să vă puneți întrebarea de ce. În tradiția iudaică erau trei obiceiuri. Dacă erai bogat, aveai slugă și mergea sluga la apă. Dacă erai sărac, mergea bărbatul casei și aducea apă. Însă dacă erai femeie de mâna a doua, cum se spune, nu doamnă de înaltă societate, boieroaică, puteai dimineața de vreme în zori să te duci tu după apă, îmbrăcată decent, cum o vedem și în icoane pe samarineanca, în haine lungi, și veneai repede înapoi acasă cu apa până în răsăritul soarelui. De ce? Puțul cu apă era căutat de ciobanii cu turme, de negustori care treceau, de oameni care erau călători.
Iar femeia care îmbla în văzut zile era destrăbălată. Era socotită destrăbălată, adică se ochea după bărbați. Și Iisus tocmai în modul acesta o atinge pe samarineancă. Unde-i bărbatul tău? Toată lumea crede că Iisus vrea să facă cu ea o spovedanie publică. Nu. Iisus știa aceste reguli ale iudaismului și s-a mirat că în miezul zilei o femeie atât de tânără și frumoasă umblă fără bărbatul ei aiurită pe la fântână, dar în scop inteligentă. Și ea spune, n-am bărbat. Și atunci Iisus, ca să n-o jicnească la modul indirect, îi spune ceva din trecutul ei. Păi ai avut 5 bărbați și niciunul nu ți este bărbat. De ce? 3 ani de desfrânare. Femeia atunci cumva s-a umilit în sinea ei, dar Maxim Mărturisitorul și alți Sfinți Părinți ne spun că această vorba lui Iisus se referea la toată perioada legii celei vechi în care legea n-a lucrat și a fost doar ca o desfrânare pentru popor, n-a ducea rodul mântuirii. Rodul mântuirii vine prin Hristos, spune Homiacov, cădem singuri și ne ridicăm cu Dumnezeu împreună, n-avem altă ridicare. Eu am venit să mântuiesc lumea și lumea să aibă viață din belșug, spune Iisus. Și acum Iisus trece la o taină și mai înaltă. Le desfințează templul din Garizim, pentru că femeia spune, noi ne rugăm în Garizim, voi vă rugați în Ierusalim. De ce se rugau în Ierusalim? Pentru că la Domul Stânciunii, astăzi moscheea aceea cu cupolă galbenă al lui Omar, acolo este locul unde Isaac l-a jertfit pe Hristos. Avram l-a jertfit pe Isaac, simbolul lui Hristos. Dar nu l-a ucis pentru că a zis Dumnezeu, gata, am văzut credința ta. Ei în Garizim ce fel de închinare aveau? Pe deopotrivă cu elemente iudaice din fostul Pentateuch iudeic, dar aveau și amestecul de idolatrie. Și Iisus, ca să nu-i spună că aceea este o închinare greșită, îi spune așa, Duh este Dumnezeu. Va veni o vreme, spune scurt, când ne vom ruga Tatălui în Duh și în adevăr. Nici la Ierusalim, nici la Garizim. La ce se referă Hristos când spune acest text? La ceea ce spune părintele său David, strămoșul lui, cu 1500 de ani înainte de venirea lui Hristos. În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul, pururea lauda lui în gura mea. Deci vedeți de ce Iisus vine să arate că hotarele religioase nu fac obiectul rugăciunii, ci omul poate fi liber numai în Duh. Lucrul ăsta l-au demonstrat sfinții închisorilor, care legați în lanțuri și în zăbrele, au putut să coboare biserica și pe Hristos în temniță. Sau oameni adevărați, călugării zăvorâți, călugării cuvioși, călugării tăcuți, călugării postitori, pusnici, l-au adus pe Dumnezeu în mijlocul inimii lor, că împărăția lui Dumnezeu e înăuntru vostru, dar unde? În libertatea Duhului. Avem o biserică văzută ca instituție administrativă, unde ne botezăm și depozitar luăm Duhul Sfânt în tot ce cerem, cununie, botez, maslu, pocăință, euharistie, mirungere, ce mai avem, căsătorie și preoție, cununa tainelor, ușa tainelor, botezul, dar avem și o biserică liberă din noi, fiecare om, botezat în numele Sfintei Treimi, este o mlădiță a bisericii sau un altoi din trupul butucului lui Hristos, iar Tatăl lucrătorul distribuie harul după lucrarea darului sau darul după lucrarea harului. În momentul în care, luăm o pildă simplă, Serafim de Sarov îi arată la un ucenic de-a lui Motovilov ce înseamnă rugăciunea în Duh, când pune mâna pe el, se face ca parafocul, ăla nu se frige, dar vede focul care îl învăluiește a Duhului Sfânt pe Sfântul Serafim. Și arată așa trebuie să ne rugăm. Simeon, nou teolog, când este luat de mână de Simeon Evlaviosul ca să vadă lumina dumnezească, ne povestește că se deschide cupola chiliei, se văd în cer într-o lumină orbitoare, aud cetele îngerești cântând, văd toți heruvimii și serafimii în jurul lui Dumnezeu, și de frică Simeon spune, ține-mă că mă pierd! Și Simeon Evlaviosul strânge strâns de mână, iar când se încheie rugăciunea, se trezesc din nou amândoi în chilia lor și întreabă, ce ai văzut?
Ce ai auzit? Ce s-a întâmplat? Și a spus așa, nu m-am rugat niciodată. Deci, asta este ceea ce numim noi rugăciunea în libertatea Duhului. Și acum ne uităm puțin în textul evanghelic să nu fi scăpat vreo idee care ține de lucrarea aceasta înaltă a apei Evangheliei. Mai avem scris undeva în Sfânta Scriptură așa, nu zdrobiți oasele Scripturii cu dinții de lapte. Nu o să poată să înțeleagă omul de rând. Nici taina mistică, nici taina răpirii, nici taina extazului, nici taina vederii dumnezeiești, dar poate să înțeleagă cu o inimă înfrântă și smerită, poate ascunde în ea un Dumnezeu adevărat. Deci, fiule, dă-mi inima ta, spune la carte, în tot în Sfânta Scriptură, pentru că păsările având cuiburi și vulpile vizuini, numai fiul omului n-are unde să-și plece capul. A venit la ei săi, spune Ioan Evanghelistul, și nu l-au primit. A venit într-o ale sale Evanghelia, capitolul 1, și nu l-au cunoscut. Deci, mai spune Iisus Hristos, în momentul când este în dialog cu fariseii, cu saducheii, cu învățătorii legii vechi, de ce ne tratezi așa la distanță? De ce ești așa rece? De ce vorbești așa dur cu noi? De ce ne vezi ca fiind oameni răi și stricați? Noi suntem fiii lui Avram. Nu puteți fi fiii lui Avram de vreme ce vreți să mă omorâți pe mine. Voi căutați să mă omorâți și eu vin de la Dumnezeu. Și ceea ce vă spun de la Dumnezeu este. Și iar se încruntau. Și spuneau, nu, noi suntem fiii lui Avram. Voi sunteți fiii tatălui vostru. Deci celuia care slujim. Slujim binelui, suntem fiii lui Dumnezeu. Slujim rău, suntem fiii diavolului. Cu scuze de derigoare, noi nu folosim termenul de îndrăcit la omul care se zbate și urlă la moaște. Aia e caricatură, schizofrenie. Noi vorbim de omul îndrăcit sau demonizat sufletește care are aversiune la biserică, la euharistie, la spovedanie, la pocăință, la rugăciune, la canon, la priveghere, la utrenie, la vecernie, la cele șapte laude, are o reacție adversă, îl frige, îl arde. Și atunci el este în mistica păcatului, spune un oarecare Rafael, nu-i mai știu al doilea nume, într-o carte sau un arhimandrit rus, în care spune că întunericul din noi este mai mult decât întunericul. De ce? Noi deja umblăm în întuneric și nu știm legea lui Dumnezeu, spune Samarineanca în text. Fântâna este foarte adâncă, Domnule meu. N-am găleată, n-am nici funie. Ce arată Samarineanca aici? Că în puțul gândirii dumnezeiești trebuie funia smereniei ca să poți coborî în inimă și să iei apa Evangheliei, să o înțelegi. Nu poți scoate apă dintr-o inimă murdară. Și o să spuneți, dar ce treabă are inima cu fântâna? Vasile cel Mare. Inima voastră este un adânc de nepătruns, o tihăraie întunecată, unde toate puterile întunericului și toate sălbăticiunile răului urlă și caută să înghită pe cel ce-l prind. Și dacă ne gândim că din inimă ies curviile, din inimă ies hulele, din inimă iese necredința, uciderile, omorurile, răutățile, dușmăniile, vorbele rele. Vedeți ce fântână? De-aia a spus Hristos, beatul din fântâna asta a lui Iacob până ai să te plictisești, că tot însetat ai să rămâi. Dar dacă bei din apele bunei credințe, că noi am avut cândva în jumătățirea praznicului sau acum, nu de mult în urmă, și spune cel însetat să vină la mine și să bea, ca să-l adap din apele dreptei credințe. Deci, problematica fântânii trebuie să ne opunem. Noi bem apă la robinet și de acolo putem lua microbul, pentru că apa aceea nu vine din adâncul pământului. Dar în virtutea celor care o distribuie, noi trăim cu credința, că ei de bună credință, ne dau o apă sănătoasă care ne este vitală vieții. În schimb, această apă vom bea zilnic de fiecare dată cu rigorile și cu problemele care le are apa. Poți să iei un microb, poți să iei o piatră la rinichi, poți să faci o infecție, poți să faci orice.
În schimb, apa lui Hristos este apa care dă viață veșnică. În momentul când te-ai adăpat din Scriptură, din fântâna adâncului Scripturii, cum spune în canonul mare, din dumnezeiștile puțuri ale puterii și învățăturii dumnezești, atunci nu mai însetezi niciodată. Pentru că cel ce caută împărăția lui Dumnezeu, spune Mântuitorul Iisus Hristos, celelalte de la sine se adaugă. Spune tot Isaia. De mă veți asculta, bunătățile pământului veți avea. Și o să spuneți, da, sunt bogați care au toate bunătățile pământului și nu ascultă de Dumnezeu. Acelea sunt bunătăți deportabile de noi în clipa în care închidem ușa la garsoniera din tavan, știți la ce mă refer, și acolo la cală intrăm fără bunuri. Nu se primesc cecuri, nu se primește mobilă, nu se primesc haine scumpe, nu se primesc titluri, onoruri, alea rămân deasupra gropii. În schimb, cele ce tu le-ai adunat în viața aceasta, spune o cântare a stranii când se cântă de pocăință, timp ai avut în viața aceasta să cheltui taurul și argintul. Iar acum mergi să dai socoteală de cele ce ai lucrat în viață. Deci, în această fântână trebuie să căutăm apa. Să nu cumva să fim prinși cu fântâna seacă. Ați văzut vreodată la țară când sacă fântâna cât e de supărat omul, am băgat o groază de bani și uite când e secetă, n-am apă. Mă gândesc să-i mai bag niște tuburi. O să-i bagi și 50 de tuburi. Tu trebuie să te întrebi dacă pământul are izvoare. Tu poți să bagi 10.000 de psaltiri și să rupi ceasloavele. Dacă în fântâna ta e secetă și nu intră lumina și apa credinței, ea nu izvorăște niciodată apa iubirii, apa cea sfântă a dumnezeirii. Și atunci, dacă noi plecăm la judecată cu fântâna seacă, găleata lipsește că nu ne interesează învățătura, funea lipsește că nu coborâm în adâncul dumnezeieștilor cuvinte ale Scripturii, și problematica rămâne că ne trezim la sfârșit cu fântâna părăsită. Știți? Problema aceasta cu fântâna părăsită. Iov folosește o expresie și nu o spune cu oarecare prostie, o spune cu multă înțelepciune. Unii o iau la ideea că a venit în pielea goală din mamă și pleacă în pielea goală din mamă. Că noi așa murim, ne naștem goi și urlăm, murim și urlăm și ne îmbracă alții dacă vor. Aici este vorba de altceva. Gol am ieșit din pântece. Nu știai nimic, nici de unde vii, nici ce-i cu tine. Cineva s-a ocupat de tine să fii tu. Și gol voi pleca. De ce? Uneori, singur ne-am golit de tot și n-am dobândit nimic, pierzând vremea în lucruri mărunte. Samarineanca sesizează acest lucru, realizează pe loc în ce problemă este pusă și îndrăznește să întrebe. Cumva tu ești Mesia? Deci iată până unde o duce mintea pe femeia pregătită teologică. Cumva tu ești Mesia? Și ce îi răspunde Iisus? Eu sunt! Hai să ne gândim câte femei au mai avut această fericire să stea de la egal la egal cu Dumnezeu de vorbă și ce reacție am fi avut noi? Asta e o temă de reflexie pentru acasă. Dacă în clipa aceasta, în fața noastră ar fi un om care cere apă la fântâna din ogradă, la poartă, pe stradă, oriunde și spune așa, eu sunt Mesia. Care e reacția noastră? Trebuie să ne punem foarte atent această problemă. S-ar putea nici să nu-l recunoaștem. Sau să apelăm la diferite metode moderne ale zilei, arătând că undeva pe stradă circulă un om care ar trebui legat, sedat, tratat și scos din conceptul despre care vorbește. Iată că această femeie nu gândește la nivelul ăsta, ci gândește la nivelul înțelepciunii teologice care uimește lumea de atunci și de aceea își găsește locul în Evanghelie. Tu ești Mesia. Cum să mă duc eu pe stradă la un om să mă uit la el sau să-l întâlnesc undeva și să văd că are vorbe înțelepte, să întreb, tu ești Hristos? Da, în fiecare din noi, când suntem, după regula morală a creștinătății, adevărați, drepți, buni, milostivi, curați, cinstiți, omenoși, credincioși, evlavioși, cu bun simț, cu morală, educați, suntem sfinți, suntem oglinda și icoana lui Hristos. Da, eu sunt Mesia.
Dumnezeu ascuns în chip de om. Și femeia lasă găleata la fântână, nu mai vrea nici apă. Uitați lipsa de egoism. Putea să zică, vai Dumnezeul meu, unde găsim aceasta la Maria Magdalena? Domnul meu și Dumnezeul meu, și dă să-i cuprindă picioarele, oprește femeie. Eu nu sunt tău. Nu m-am suit nici la tatăl meu și tatăl vostru, nici la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Nu mă poți atinge. De ce? Dumnezeu este al tuturor la fel. Dacă în clipa aceasta fiecare vreți să cuprindeți pe Dumnezeu cu gândul și să-i îmbrățișați picioarele, să-i sărutați urmele cuilor, fiecare îl vede la fel, întreg și neîmpărțit și nedespărțit. Așa spune dogma. Unite și neamestecate, neîmpărțite și nedespărțite. Ca om îl vedem la sihar, ca Dumnezeu îl vedem pe tronul Tatălui. Și spune femeii cu glas din cer, nu de pe pământ, eu sunt Mesia. Femeia lasă găleata la fântână, v-am spus, lipsa de egoism, o taie în cetate și spune la tot poporul, am văzut pe acela care mi-a spus mie toate. N-a stat să dea detalii. Și toți oamenii au părăsit munca și au venit să-L vadă pe Hristos. Finalul Evangheliei spune că Iisus ar fi zăbovit la ei câteva zile. Și mulți s-au întors. Dar cel mai important lucru este altul. Știți care? Că în finalul Evangheliei scrie așa. Noi nu credem numai pentru că ne-ai spus tu. Noi credem pentru că am văzut. Ce au văzut oamenii aceia? Nu era nici răni, nu era nici cuie, nu era nici lumina de pe tabor, nu era nici minune, nici glas din cer, nici mulțire de pâine, nici vindecare de slăbănoși, nici vindecare de orb, nimic, măcar o simplă minune. Era un om însetat la o fântână, coborât din cer, care de acum nu se mai adresează celor ce-l ascultă, ci se adresează apostolilor. Vedeți cum este lucru. Alții seamănă și alții seceră. Vedeți? Alții adună și alții trăieră. Ce vrea să spună Hristos prin aceste cuvinte? Că El a muncit prin jertfa crucii să împartă lumea în păcat și în lumină, să pună hotar între păcat și lumină, să pună hotar între moarte și viață, să pună hotar între rău și bine și după ce își dă sângele pe cruce, ca noi să putem bea toți din el, să avem același miros și gust de Dumnezeu, să fim una cu el. Eu vreau ca toți să fie una, să nu se piardă niciunul. Toți câți mi-a dat Tatăl, pe niciunul nu vreau să-l pierd. Și apoi, ce spune Hristos? Voi sunteți cei ce secerați ce am semănat eu. Deci voi, urmașii apostolilor, voi, preoții și episcopii, trăiți din jertfa mea și din lucrarea mea, formând suflete și trezind credința în ei și dându-le Duhul Sfânt și unindu-i cu Dumnezeu prin lucrarea care se numește seceriș, de aceea Mântuitorul Iisus Hristos vine și spune mult-i secerișul și puțini sunt secerătorii. De ce spune că sunt puțini secerătorii? Noi poți să avem mii de preoți, poți să avem mii de călugări, poți să avem mii de măicuțe, poți să avem mii de ortodoși. Dar dacă ei nu seceră, și o să spuneți, păi cum să secere? Simplu. Mama își educă copilul spre Dumnezeu, soacra își educă ginerile spre Dumnezeu, socrul își educă nora spre Dumnezeu. Deci toți unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos să o dăm. Așa secerăm fiecare. Când ai născut un copil ortodox și crești un om credincios, tu ai secerat lui Dumnezeu. Când ai crescut o fată ortodoxă, ai secerat lui Dumnezeu. Când ai o noră ortodoxă, ai strâns pentru Dumnezeu. Că alții adună și alții trăieră. Tu iei o fată educată de la casa cuiva și îți naște copii credincioși în familia ta. Tu iei un ginere de la casa cuiva și fiind credincios, el naște copii și crește oameni credincioși în casa ta. Asta este mesajul fântânii de astăzi. Nici scăldatul, nici adăpatul, nici însetatul, nici băutul, nici nimic. Ținta Evangheliei cade pe găleată și pe funie.
Să nu uităm ce spune samarineanca. Ea vorbește dumnezeiește fără să știe că Dumnezeu îi dă inspirația. Fântâna este adâncă, Scriptura este atât de complicată și este atât de cifrată și decodată în puterea Duhului Sfânt, încât numai dacă ai o minte bine luminată și dacă ai un suflet bine pregătit și o inimă foarte curată, îl poți găsi pe Dumnezeu în cuvintele Scripturii. Altfel ne lălăim în jurul cozii, ne îmbrăcăm frumos, venim până la biserică, am pupat icoana, am lăsat un pomernic, ne-am dus acasă, ne-am odihnit, ieșim la picnic, tragem o masă cu mici, ne îmbătăm bine până de seară și ne simțim bine, ne culcăm și bă, ce weekend a fost, toate le-am făcut azi. Ne trebuie țintă concretă după întoarcerea din biserică și o cugetare adâncă spre trei lucruri. Ce funie mi-ar trebui minții mele să cobor în adâncul Scripturii, să iau apă din ea? Ce fel de găleată să folosesc? Ce fel de găleată să găsesc? Să pot să iau din apa Scripturii? Cine-i găleata? Creierașul? El trebuie să găsească. El e găleata care coboară în adâncimea fântânii pe funie. Și ca să închei cu o idee de funie, și nu vă mai plictisesc că v-am ținut destul, am să vă spun că erau doi credincioși. Cred că am mai spus-o, nu și-are esența ca textă, și-are esența ca mesaj la finalul Evangheliei. Amândoi mergeau la biserică, amândoi se rugau, amândoi erau buni, amândoi făceau milostenie, amândoi ajutau biserica, amândoi erau trup și suflet pentru comunitatea lor. În schimb, unul puțin mai invidios, tot timpul parcă făcea în contra celuilalt ceva mai mult, cumva să iasă în evidență, cum facem și astăzi. Vine preotul la tine, dă-i 10 milioane, vine la celălalt, îi dă 20 și așa îl învață pe preot stricat și apoi spune că preotul e lacom, borfaș și ticălos. Zis și făcut, a murit acest puțin îngânfățel, ca să-i spunem așa. Și Dumnezeu a spus așa: Sfinte Petre, judecă-l tu. N-am ce să-l judec, Doamne, e plin de fapte bune. E părerea ta, Petre. Părerea mea nu e așa. Coboară-l în iad. Petru s-a înspăimântat, a înlemnit. Doamne, nu înțeleg nimic din judecățile tale. Nu poți să înțelegi că judecățile mele nu sunt ca judecățile voastre ale oamenilor. Ăla stând acolo în iad, cârtea de să rupea iadul. Și a spus Petru: Doamne, dacă nu scoatem pila ăla din iad, tulbură tot iadul. Știi ce cârtește și ce hulește și ce vorbește din gura lui? Tocmai de asta l-am trimis acolo. Inima lui n-a fost niciodată curată și nesmerită. Tot ce a făcut din impresie la vedere, din îngânfare, cu laudă, cu slavă de șartă. Vedeți cum se face, dai o pâine, filmez, dai un pachet de biscuiți, filmez, dai un kilot, filmez, dai o pungă cu mâncare, filmez, dai o haină, filmez, dai un papuc, filmez, fă-le dragă nascuns. Biserica nu face ton cu societatea și intră în jocul mizerabil a cancanurilor și împarte pâine la vedere. Totul se face nascuns. Cine vrea să vadă ce face biserica, să facă preot, să facă călugăr, să facă credincios, să vadă cum lucrează biserica. Nu îmi vii tu mie din afară cu valori de ale tale care se bat la rating. Alea sunt pentru proști. Biserica lucrează în Duh. Și Dumnezeu a spus, nu, să stea acolo. A cârtit omul ăsta până a obosit. Și într-o zi, stând acolo în flăcările adre, a zis: oare cu ce am greșit înaintea ta, Doamne? Totuși de-am ajuns aici. Iată reflexia de sine. Hop și Dumnezeu la gura iadului. Ce ai spus, Vasile? A, Doamne, Tu ești. Doamne, fac orice, numai scoate-mă de aici. Regret din toată inima dacă am greșit ceva, dar nu mai vreau să stau aici. Te scot, de tine depinde. Dar bagă bine de seamă, urcușul tău la mine este o mare lecție. Trebuie să demonstrez că stând în flăcările iadului ai învățat ceva din această greșeală. De ce vă spun această idee? Că și noi stăm în iadul pământesc și nu reflectăm nimic din greșelile noastre. Le tragem belele după belele, necazuri după necazuri și le punem pe seama coincidenților, pe seama întâmplărilor, pe seama nepăsării, pe seama că așa e lumea, că așa se întâmplă, deci nu vedem în ele nimic dumnezeiesc. Și zice: Doamne, fac orice, numai scoate-mă de aici. Bine, pregătește-te. Și îi spune Dumnezeu unui păianjen: măi, fă-și tu mie un fir gros până la păcătosul ăla că am nevoie să-l scot afară. Păianjenul s-a conformat imediat, de trei ori în sus, de trei ori în jos, a pus funia de ieșire. Și a zis: hai, suflete, urcă-te la mine.
S-a prins Vasile de pânza respectivă, dar Dumnezeu cu îmbețișorul tot clătina. Băi, ce faci, vezi că rup pânza, nu ești atent de rup. Nu, Doamne, eu nu-ți devină! În loc să zică, Doamne, ajută-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, sunt păcătos. Nu-ți devină, ce noi greșim vreodată, arătați-mi mie din cei care sunt în biserică vreunul, care poate spune că el a greșit vreodată. Toți suntem perfecți, avem un adevăr al nostru personal, care nu ține de adevărul evanghelic, dar e adevărul nostru personal. Și pe la jumătatea funiei, Dumnezeu clatină mai tare și spune, uită-te ce se întâmplă, că funia e aproape ruptă. Când se uită în jos, pe funie urcau mii de păcătoși din iad. Și a zis, Doamne, 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 am găsit cauza, oprește-te, nu lăsa funia să se rupă. Dăm ceva să tai, că uite câți nenorociți vin pe funia mea la tine. Repet, câți nenorociți vin pe funia mea la tine. În loc să zică, Doamne, ține-o bine să urce și ei cu tine să bucură de mila ta cum mă bucur și eu. Și a zis Dumnezeu, nu-i nevoie să tai, că locul tău nu intre drept. Inima ta este tot egoistă, tot murdară, tot ticăloasă, tot vanitoasă și tot plină de pretenții personale. Stai acolo că n-ai învățat nimic din greșeala ta. Și noi stăm în greșelile noastre mii, zeci ani, 20, 30, 40, dar niciodată nu scoatem din vanitatea interioară a noastră nimic, să devenim altfel om, altfel de om decât suntem. În jurul nostru toți sunt vinovați, în jurul nostru sunt toți cauza și efectul problemelor noastre, dar noi n-am greșit cu nimic. Ei, învățați să aruncați această vină la o parte și să căutați în găleata minții ceva care să covboare pe funia adevărului până la fântâna lui Dumnezeu, să găsim numai adevărul din Scripturi. Hristos a înviat!